Sunt câțiva poți în sală pe care îi urmăresc de ceva timp și care mi se fac foarte bun la ora actuală, dar o întreb pe Aurelia Borzocar dacă este foarte mândră de cartea execut. Nu cred. Pe Aurelia Borzin la fel, dacă este foarte mândră, chiar dacă a luat atunci un premiu al ICR-ului sau nu știu ce. Adică, se intră în literatură acum, dacă se intre pe bune, se intre foarte greu. Ca să te ia cineva în seamă, chiar trebuie să debutezi cu brio. În acest sens, uitați-vă ce se întâmplă numai departe decât la 11 ceva de kilometri de aici. Dan Coman a debutat la 27 de ani cu Anul Plăteței Galbene într-un tiraj de 50 de exemplare la editura Junia, având în jur fiind Telecan, Sandu Mușina, câțiva poeți de calibru. Repet, în 50 de exemplare la editura Junia, cartea a făcut imediat, a luat premiul pentru debut al unui scriitor la Botoșani în 15 ianuarie și după aceea mai multe edituri s-au bătut pentru această carte ca să o scoată într-un tiraj decent și această carte trăiește la 3 sau la 4 ediție. La fel, Claudiu Comartin, care debutează cu Căpușarul 6 Insomnii la 21 de ani, este la 3 sau la 4 ediție. Sunt debuturi asumate, sunt debuturi a unor autori deja constituiți, mai mulți au pus în cel puțin ca nucleu. Este extrem de important, mai cu seama pentru un debut, pentru că debutul este, dacă vreți, duganul personalității, el bate în poartă, literatura spune, eu sunt cu tare, cu tăresc, cu tarache. Debuturi de astea pentru BIP, care pur și simplu la colecția de diplome pe care îl iei la olimpiadele școlare în timpul studiilor și cu care eventual să intri într-o facultate, nu cred că mai interesează pe nimeni. Punctul 1. Punctul 2. Ca să rămânem încă puțin la faza debuturi vorbind de literatura tinerilor. Cum se face că se întâmplă, deci, sponsori, părinți, știu eu ce, prin diferite metode, au loc aceste, deci se trage un tirar de 300-500 de exemplare, el nu se difuzează. Cum se întâmplă că odată produsă marca, ea intră imediat pe linie moartă. Ea trebuie să fie în librării. Mai mult decât trebuie să se facă lansări de carte în librării. Librăriile trebuie să existe ca niște centre de interacțiune ale tinerilor, în care să se vadă, să se cunoască. Mă bucur foarte tare că la seri de poezie pe care le fac la librăria din centru, vine aproape incorporă echipa de la FIBA. Vine cel mai tânăr clipist la tine de șlagă, pe care îl văd foarte interesat de fiecare dată, vine cu repeci, îi se implică, participă, vine Arcadii Tuceveanu, vine Leo Butnaru, vine lume care menține, dacă vreți, un anumit standard literar. Și aici ajungem la punctul 2. Cine face aceste cenacuri literare? Cum funcționează aceste cenacuri literare? În mod normal și firesc este ca o revistă să fie nucleul în jurul căreia se graviteze. Și este foarte bine, vorbeam de revista Clipa mai sus. N-am văzut Flor de Dabe decât accidental, nici nu pot să mă pronunț acum. Îmi dau seama că oricum este alt format, nu este un format de laborator. Mai degrabă întind spre eficacitatea formatului de laborator decât spre... Bun, dar este altă poveste. Dar, atunci când, de puțin în anii 90, aici existau câteva reviste gen Basarabia, atunci în care foarte mulți din generația 90-2000 au trecut prin acele reviste, au trecut nu doar cu texte, cu poezii, dar cu cronici la primilor cărți. Practic, Basarabia a spus imediat despre orice carte semnificativă apărută, fie la Arc, fie la Cartier, fie la Curs Internațional sau unde mai apărea. Deci, ulterior a venit contraportul, a venit semnul. Acum, este excelent că se face această conferință a tinerilor, dar nu este, nu ar fi o mișcare de, zicem, bătaie lungă dacă ar fi reanimate, cel puțin, zicem, o revistă care se apară lunar sau bilunar, deci gen cum a fost cândva revista Basarabia, care oricum a fost un fel de arcă pentru foarte mulți tineri care s-au ambarcat pentru călătorul literar, anume în acea revistă. Mai departe, reiau o mică idee a lui Leo Butnaru pentru a nuanța. Leo zicea de referințe, sigur că atunci când scrii
ai contextul românesc și intri imediat în concurență directă cu cei mai buni din generația 2000, acum Coman, Comartin, Vancu și mulți alții. Nota bene, observați că câteva dintre acești poeți foarte, foarte importanți preferă să publice la edituri chișinăuiene pentru că pentru că, dacă vreți, și asta face parte din paradigma de astăzi. Se întâmplă un fel de noi știm că acum chiar nu se poate comunica, de cel puțin generația 80 a realizat această comunicare intergeneraționistă și nu numai. Practic s-a realizat un fel de comunicare între literatura română care se scrie aici și literatura română care se scrie pentru tine. Ori, acum, deci, dincolo de faptul că trebuie să vă integrați perfect, să intrați în competiție directă cu valorile generației voastre, în primul rând, pentru că degeaba o să zicem că vreau să mă sincronizez sau vreau să concurez pe arghezi, încercați prin ai face o concurență bună și la sânge lui Coman sau lui Comartin și deja e foarte bine. Dar e nevoie și de o deschidere universală. Și în acest sens, îndemnul meu cel puțin este, pentru că sunteți o generație care vorbiți cel puțin două limbi străine. Încercați să citiți foarte mult și de literatură străină. Încercați să traduceți. Vreau să spun că inclusiv colegii domniilor voastre, deci tineri, foarte tineri scriitori de 20 și ceva de ani, sunt deja și excelenți traducători. Comartin este un excelent traducător din franceză. Și traduce autori de mare valoare, cum ar fi Tahar Ben Jalou sau Patrick Grandi și așa departe. Deci, miza aceasta pe cultură, miza pe deschiderea spre literatură, spre cultură mai degrabă, nu doar spre literatură, este una absolut existențială, pentru că abia cu acest background veți intra și pe deplin în schema valorică, într-un fel de tabel valoric. Mai spun o idee și după aceea cred că ar fi interesant să și începem puțin să polemizăm, pentru că așa ca și cum vorbim vorbim un ecou. Eu cred că în literatură se înaintează exact ca în rugby, dând pasii înapoi. Este foarte important să vedeți, cel puțin pe o generație în urmă, care au fost mișcările. Nu pentru a le imita, pentru că nu cred că cineva acum ar putea să se afirme imitându-l pe Ion Mureșan sau pe Ioanes Pop sau pe știu cine din valorile certe ale generației trecute. Dar fiindcă acești oameni au schimbat puțin paradigma, au mutat ceva, au împins limbajul într-o altă direcție. Mingea tot timpul nu a mers rectiliniu înainte, tot timpul a mers foarte zigzagat. Și în sensul acesta și la noi sunt poeți care au schimbat foarte tare paradigma prin măsură ce și-au publicat inclusiv ei noile volume de poeme. Începând cu, zicem, o cu toată altă poezie foarte, foarte elegantă, foarte rafinată, cu care venea Arcadi de la Cernăuți încă în anii, începutul anilor 80, Nicolae Popa cu timpul probabil și cu ce a urmat, zicem, în anii 90-2000 și ceva. Și terminând cu mai tinere de la noi, zicem, același Baștovoi sau Fruntașul sau nu mai vorbesc de Dumitru Cudu. Și ultima pentru Anghia. Vedeți, este foarte important să există un fel de comunicare zicem, pe niște modele, nu atât generaționiste, dar pe modele literare. Eu, de exemplu, dacă mă simt cumva mai îndepărtat de un anumit gen de poezie care cântă meleagul, limba, ok, foarte bine, să fac inspirat. Dacă, de exemplu, pe mine mă interesează mai ales latura experimentală, latura inovatoare a poeziei, sigur că eu voi încerca, inclusiv eu, voi să grupez în jurul meu niște tineri cu care am niște lucruri în comun. Este ferit să se întâmple așa. Toată admirația pentru ce a făcut aici pe Col, acum câțiva de zile, Nicolae Popa și Dumitru Crudu, care au formatat, dacă vreți, o generație, apropo, nu prea am văzut citați nici la tine, acade, dar sunt câțiva tineri absolut interesați, cel puțin prin radicalismul lor. Și este și Posea aici, este Gatman, Gatman era pe aici, parcă. Corina, deci Arder, bună, acum scrie mai puțin, dar mi s-a fost remarcabilă, Daria Vlas, iarăși câteva texte absolut remarcabile, Camarț, deja ai plecat la București. Acești tineri oricum au fost o verigă de, ne zicem,
de legătură spre generația aceasta mai tânără care cumva s-a așezat în jurul revistei Chirita. Eu cred că ei, de fapt, au fost fitilul cel la Big Force care au puțin au dinamitat limbajul de aici. Acum că eu sunt foarte încântat de, zicem, de producția domnilor voastre, n-aș spune. Am toate rezervele, adică când vorbim de texte pe texte, sigur că este foarte mult, este foarte mult de muncă acolo, pentru că e și un risc foarte mare atunci când, când mizezi pe un limbaj frust, mizezi pe tirez, pe, nu știu, pe lucruri de astea care, care puțin bat spre, și spre o analiză publicistică și spre o trivialitate a literaturii, e un risc asumat și puțin care este onorabil în această competiție. Oricum este mai bine decât să se cânte imnuri și tot felul de chestii de astea, să se facă tot felul de poclonel literar, pentru că literatura, cel puțin într-o primă fază, eu cred că este și o foarte mare revoltă și inclusiv o revoltă împotriva ghilimele bătrânilor, în sensul în care un limbaj nu neapărat trebuie să dezlocuiască celălalt limbaj, trebuie să-l explodeze. Adică eu cel puțin vă doresc să aveți forța aceasta de explozie, să fiți o generație explozivă din care, bineînțeles, că se vor alege după aceea câțiva autori foarte așezați.